Bine ai venit, Alessia, la podcastul Noile Voci. Bine v-am găsit, mulțumesc! Suntem aici la Radio România Reșița, partenerii noștri, cu ajutorul cărora facem acest podcast. Uneori îmi mai place să-i mai zic noile voci care trebuie să fie auzite și dintre care cred că faci parte. Da, m-aș bucura să fie așa. Dar spune-ne un pic despre tine, să te cunoască și spectatorii și telespectatorii noștri. Eu mă numesc Alessia Caimac, am 17 ani și sunt elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Traian Alescu din Reșița. Și când vine vorba să spun ceva despre mine, mi-e destul de greu să-mi găsesc cuvintele, pentru că nu știu exact cu ce să încep. Eu sunt o fire foarte curioasă, îmi place să încerc lucruri noi, îmi place să nu pierd timpul și să găsesc un folos fiecărui moment pe care l-am la dispoziție, să învăț de peste tot, de la toate persoanele din jurul meu. Cred că ai punctat foarte bine că, în general, oamenii încep cu realizările și cred că orice realizare pornește de la o atitudine. Și aș vrea să poate să ne spui mai mult cum ai ajuns la această atitudine, dacă părinții tăi te-au îndrumat sau cum ai descoperit această curiozitate spre a face toate lucrurile astea. Din fericire, părinții mei m-au ajutat foarte mult încă de mică, m-au susținut, orice am vrut să încerc, mi-au fost alături, dar cred că curiozitatea asta a venit de undeva din interiorul meu, poate m-am născut cu ea, nu știu, dar dacă acest dar mi-a fost dat, încerc să-l evidențializez cât mai bine în viața mea și să încerc să îl folosesc. Acum trebuie să recunosc că nu e prima dată când te cunosc. Eu te știu pe tine de mai mult timp. Ești un apropiat al teatrului, ba chiar ai fost și pe scena teatrului. Și spune-ne tu, care este experiența ta la teatru întâi? Eu am început să fac teatru încă de când aveam 9 ani și acest lucru pot să spun că m-a dezvoltat din toate punctele de vedere. Am învățat și să ascult și să fiu ascultată așa cum trebuie, atât cât trebuie, pentru că înainte aveam tendința să vorbesc uneori prea mult și să nu-i ascult și pe cei din jur, dar teatrul cred că m-a învățat cum să ascult și oamenii din jurul meu, atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Și această experiență a teatrului m-a ajutat și cu cariera mea personală, dacă o pot numi așa la vârsta mea. Și am avut ocazia să joc în diferite piese, precum Emil și detectivii, Năzdrăvănile lui Nică și Visul unei nopți de vară. Și au fost niște experiențe care pe mine m-au schimbat și atunci când sunt pe scenă mă simt eu cu adevărat, pentru că pot să mă detașez de orice simt și orice se întâmplă în viața mea la momentul respectiv și fiind pe scenă, mă detașez și sunt acolo cu totul. Dar ce anume din ceea ce faci, să zicem, ca actriță, te poate ajuta în viața de zi cu zi? Așa cum am spus, cred că ascultarea aceasta și conexiunea cu oamenii din jurul tău, pentru că trebuie să îi asculți și, mai presus de toate, trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă, pentru că nu știi când va apărea un lucru de care trebuie să te legi ca să poți schimba ceva. În teatru se mai întâmplă și accidente și actorii trebuie cât de repede să vină cu o idee și să pară totul cât mai natural și cred că asta te poate ajuta în viața de zi cu zi, pentru că așa cum este și în teatru, și în viața de zi cu zi apar probleme foarte repede și trebuie să-ți vină o idee foarte bună ca să pară natural. Se spune că e foarte bine să asculți, pentru că singurul moment în care nu înveți ceva nou este atunci când vorbești. Da, așa este. Este bine să ascultăm cât mai mult. Și apropo de învățat nou, din câte știu, tu ai făcut foarte multe lucruri până la viața ta de doar 17 ani. Da. Deja ai făcut foarte multe ce ai învățat până acum? Am încercat să învăț cât mai multe lucruri. Mi-am dat seama că unele lucruri n-au fost făcute pentru mine, cum ar fi sportul. Deși am încercat toate sporturile. Părinții mei m-au susținut să fac și not, și balet, și dansuri, și gimnastică ritmică. Le-am încercat pe toate și de nicicare n-am reușit să mă țin atât de bine încât să fac ceva de performanță. Și așa mi-am dat seama că m-aș putea dezvolta mai bine pe partea artistică, pentru că acolo cred că mi-este locul. Și am făcut și cursuri de canto și astfel am descoperit și actoria. Și îmi place în general și să cânt. Am învățat să cânt singură la pian. Oh, wow. Și da, îmi place să învăț tot felul de lucruri noi singură. Cum ai învățat să înveți singură? Adică să zicem, care era rutina ta?
de a învăța o da, de da. A învăța să cânt la pian. Mi-a venit destul de natural, cred, să cânt la pian și în general internetul mă ajută foarte mult și în ziua de azi, din fericire, pot să înveți orice de pe internet. Să cânți probabil la orice instrument. Da, într-adevăr, nu este la fel ca și cum ai studiat cu un profesor, însă am învățat astfel încât să mă acompaniez și cu vocea, să compun piese, pentru că îmi place foarte mult și să compun și cred că asta m-a ajutat. Crezi că necesită un soi de disciplină să fii artist, să fii autodidact? Da, necesită foarte multă disciplină și motivație și puterea de a continua chiar dacă în unele zile nu simți că ai energia necesară. E bine să înveți ceva nou și să faci ceva util cu timpul tău liber. Atunci când aveam puțin timp liber, în loc să-l pierd, încercam să învăț ceva nou la pian. Pentru tine ziua avea 25 de ore. Da, încercam să o fac să aibă. Și revenind un pic la părinți. Spui că multe se datorează și părinților tăi. Poți să-mi spui mai exact cum e relația cu părinții? De când ești mică și până acum, eventual cum a evoluat? De când sunt mică, sunt foarte apropiată de părinții mei și încerc să o mențin foarte bună în continuare, încerc să le fiu aproape așa cum îmi sunt și ei mie aproape și am de învățat de la amândoi, ei sunt foarte diferiți, mama tot timpul mă încurajează și chiar dacă nu fac ceva bine, pentru ea este un lucru deosebit, iar tata încearcă să mă critique ca să mențin așa o balanță între părinții Good mei. Good cup, bad cup. Da, exact. Și mă înțeleg foarte bine cu ei și cu fratele meu, am un frățior mai mic și avem o relație foarte bună. Ne ajutăm unii pe alții tot timpul. Frumos, frumos. Cred că tot timpul se simte amprenta familiei și ce am observat din aceste podcasturi și nu numai în aceste podcasturi, dar în general se vede foarte tare amprenta familiei în orice poveste de succes. Și eu aș fi curioasă, cum vezi tu generația ta? Din păcate, încet, încet văd că persoanele de vârsta mea își pierd interesul pentru orice, de la școală până la activități extrașcolare, atunci când se ivește o oportunitate nouă, sunt puțini copii care sunt de acord și care vor să încerce să facă ceva și de asta mie îmi place să nu urmez acest exemplu și să iau în calcul orice oportunitate, pentru că nu știu când mă va ajuta și asta îi sfătuiesc pe adolescenții din ziua de astăzi, să profite de orice oportunitate, pentru că îi poate schimba, niciodată nu știi când se poate ivi ceva în calea ta și îți poate arăta drumul pe mai departe. Și de ce crezi că nu profită de șanse? Adică ce anume îi face să fie, nu știu, atât de poate reticenți sau autosuficienți, dar fără să punem neapărat, să arătăm cu degetul? Poate că este și vorba despre frica de eșec. Oh, bună asta, da. Dar este posibil să fie și din cauza lejerității. Pentru că acum avem totul la dispoziție și ni se pare că nu mai trebuie să facem ceva și pentru noi. Dacă avem internetul, deja avem tot ce ne trebuie. Nu mai trebuie să învățăm, pentru că răspunsurile cu siguranță le vom găsi acolo. Și cred că ăsta poate fi un motiv pentru care copiii nu mai încearcă lucruri noi. Da, acum, fără să tot vorbesc de teatru, mi-e foarte greu să nu vorbesc de teatru, că na, eu nu mă supăr. Pasiunea mea. Dar, într-adevăr, și eu cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat a fost că nu există greșeală, există doar încercare. Și ne sugrumăm creativitatea dacă ne inundăm în frica asta de eșec. Da. Dacă ne este frică că vom eșua, atunci nu vom încerca și atunci automat nici creativitate nu mai există. Ce crezi tu? Asta era o curiozitate tot timpul. Eu când mi-amintesc de adolescență foarte vag, știu că eram destul de revoltată de foarte multe lucruri din jurul meu. Aș fi vrut să schimb foarte multe lucruri din jurul meu, începând cu sistemul de învățământ care mi se părea că nu este îndeajuns pentru câte aș vrea să fac. Ce crezi tu că ar trebui adăugat sau schimbat în sistemul de învățământ? Aici sunt foarte multe lucruri de spus. Din fericire, școala la care sunt eu adoptă tot felul de lucruri noi și încercăm să fim cât mai actualizați cu tehnologia și așa mai departe, dar
Răspunsul pe care îl dau eu de fiecare dată la această întrebare este acela că orele ar trebui să fie mai interactive. Pentru că sunt profesori care, într-adevăr, nu pun în valoare fiecare copil și unii dintre acești copii au nevoie și de joculețe sau de moduri mai interactive de a preda. Să țină atenția. Da, exact, să nu își piardă atenția. Și crezi că poate ar mai trebui și alte lucruri studiate? În afară de materiile pe care le aveți acum? Da, mie mi-ar plăcea să fie și mai multe materii din astea legate de creativitate, pentru că și acum facem muzică și desen în continuare, doar că nu se pune atât accentul pe ce au copiii de oferit. Pe dezvoltarea personală și creativă. Asta cred că ar trebui, să existe ceva care să ne facă să ne înțelegem mai bine emoțiile și în afară de un an în care învățăm psihologie la școală, cred că ar trebui să ne alocăm așa, din când în când, câte o oră pentru a ne și înțelege ca adolescenți, pentru că uneori este foarte overwhelming, să spun așa, să fii adolescent. Carte sau film? Carte întotdeauna. Dar dacă ar fi... Deci carte clar înainte de film. Da, de obicei citesc carte înainte să văd filmul, dar îmi plac și filmele foarte mult. Ar fi culmea să spun că nu-mi plac filmele, având în vedere că iubesc actoria în orice forma ei, dar cartea rămâne... Film sau teatru? Pot să refuz întrebarea? Pentru că de fapt îți vine să zici film, dar ți-e rușine că crezi că mă supăr. Nu. Este un sentiment total diferit atunci când mergi la teatru și când mergi la film. Din perspectiva unui actor, unei persoane care a încercat să joace, clar aș alege teatrul, pentru că nici nu am încercat să joc într-un film și dacă aș încerca, mi se pare că la teatru sunt emoțiile cele mai puternice, pentru că acolo trebuie să fii trup și suflet. La film sunt mai multe cadre, poți să schimbi ce ai spus dacă ai greșit, dar la teatru nu se mai poate întoarce dacă ai greșit, așa rămâne și trebuie să încerci să rezolvi situația. Și asta are frumusețea ei. Acest lucru este foarte frumos în felul lui. Și din perspectiva de spectator sau cel care vizionează? Îmi plac ambele în egală măsură, pentru că la teatru primești altfel. Când vezi că sunt oamenii acolo, primești așa cum transmit ei, cu mai multă emoție. Și filmele declanșează în felul lor emoții, dar ambele au frumusețea lor, nu pot să aleg. Dacă ar fi să transmiți ceva tinerilor din generația ta, ce crezi că e acel lucru care este absolut important? Să trăiască clipa, să trăiască fiecare moment și să nu creadă că li se oferă întotdeauna a doua șansă și mâine. Cred că e foarte important să trăim în prezent și să nu ne gândim că mâine mai avem posibilitatea să îndreptăm ceva, pentru că poate acest lucru nu va mai fi posibil. N-ai de unde să știi cum se vor schimba lucrurile și de pe o zi pe alta. Și asta cred că ar fi un lucru de transmis. Și în principiu să nu mai ratezi oportunitățile care li se oferă și să încerci să vadă frumosul din orice lucru. Asta nu e ușor. Asta nu e ușor. Am văzut că ai fost la spectacol, la ultima premieră de la Teatrul de Vest. Și la spectacolul respectiv au fost și dezbateri cu publicul și întocmai înainte să începem acest podcast discutam cât de important este dialogul și că ar fi bine să se creeze un obicei. Și am mai fost iar impresionată că am văzut că ai luat microfonul și ai transmis ceva, ai vrut să transmiți ceva mai departe după ce ai văzut acel spectacol. Da, eu cred că acest lucru e foarte important cu discuția cu publicul. Este primul spectacol de acest gen la care am fost, unde am avut posibilitatea de a-mi spune părerea și pe lângă spectacol, care a fost foarte frumos și au fost foarte bine puse în valoare emoțiile pe care le simt adolescenții, am vrut să punctez și eu acest lucru și să spun că uneori trebuie să mai cerem și ajutor. Adică adolescenții, dacă au o problemă, încearcă să o ascundă sau să o rezolve prin alte moduri. Astfel există și adolescenți care devin violenți pentru că nu sunt capabili să-și exprime emoțiile altfel. Și asta am vrut să punctez, că oricând este cineva acolo să te ajute, dacă nu ai o relație bună cu părinții și chiar dacă ai o relație bună cu părinții, să discuți cu un specialist nu este niciodată o problemă, nu ar fi niciodată un lucru care să te împiedice, ba chiar din contră. Cum vezi viitorul?
tău? Este... E o întrebare grea. Eu îl văd frumos. Sper că așa va fi. E greu să mă decid ce vreau să fac în viitor și sper să vin acest răspuns de la sine. Încerc să nu-l caut foarte mult, pentru că cu cât îl caut mai mult, cu atât îmi este mai frică de ce se poate întâmpla. Dar, așa cum am spus, încerc să văd ceva frumos în fiecare lucru care mi se oferă și sper că voi găsi asta și în viitorul meu. Eu îmi doresc, visul meu este să devin actriță și... Ținem pumnii! Mulțumesc! Sper că voi reuși să fac acest lucru, deși este o meserie riscantă. Orice meserie este riscantă și riscurile sunt și ele frumoase, dar... Aș regreta foarte mult dacă nu aș încerca măcar să-mi îndeplinesc acest vis. Da, cred că e o lecție foarte bună de învățat și de transmis, că trebuie să încerci absolut orice. Eu sunt omul care spune din start că am încercat să fac altceva și m-am întors tot la visul meu, acela de a fi actriță, deci recomand să-ți urmezi visul și după aia, dacă nu se realizează, că niciun vis, nu înseamnă că un vis pe care ți-l pui acum o să-l mai vrei peste 50 ani, nu înseamnă că trebuie să te ții de el, dar trebuie cu siguranță încercat, pentru că regretăm doar ce nu facem, nu știu ce facem. Cu siguranță o să încerc să fac mai multe lucruri în viața mea, dar tot la teatru o să-mi stea gândul și indiferent de meseria pe care o să o am, o să caut teatrul și o să încerc să fac orice este posibil ca să fie măcar așa, în continuare un hobby, dacă nu va fi meseria mea principală. Și spuneai de gestionarea emoțiilor, că aș vrea un pic să detaliem dacă vrei și tu. Sigur. Că ți se pare important că generațiile actuale nu prea știu să-și gestioneze emoțiile. Acum, ca mică paranteză, nici generația mea nu știa să-și gestioneze emoțiile. Cred că orice persoană într-o perioadă de tranziție, în adolescență, are probleme cu gestionatul emoțiilor, deci indiferent de epoca în care trăiește adolescența respectivă. Dar ce crezi tu că ar putea să facă un adolescent în momentul în care se confruntă cu anumite provocări? Cred că toți adolescenții se confruntă într-o mică sau mare măsură cu foarte multe emoții pe care poți să le înțelegi sau nu poți să le înțelegi și cred că cel mai important este să discuți cu cineva sau dacă nu vrei să discuți, mai întâi ar trebui să le scrii. Cred că te ajută foarte mult să scrii ceea ce gândești pentru că înțelegi mult mai bine ce vrei de la tine și... Există foarte mulți psihologi și în fiecare școală există câte un specialist care poate să te ajute în primă fază fără a trebui să plătești, pentru că elevii au această gratuitate și de ce să nu profiți de această oportunitate, pentru că este foarte important să fie cineva acolo care să-ți explice cum gândești și să te ajute să te înțelegi mai bine, mai ales în perioada asta. Cred că și ca adult poate ai nevoie să discuți cu cineva câteodată, un specialist care poate să te ajute, dar mai ales ca adolescent, când gândurile vin așa și pleacă foarte repede. Da, ai punctat foarte bine că trebuie să scrii și acum nu cred că trebuie să fii artist. Poți să scrii, să ții un jurnal și cred că tot te liniștești. Da. Tot cumva simți că te descarci, că te-ai destăinuit cuiva, te-ai destăinuit. Da, pe mine mă ajută și să țin un jurnal și mă ajută și să scriu povești și compuneri. Îmi doresc foarte mult să scriu o carte în viitor. Și am foarte multe idei puse pe hârtie, dar nimic încă pus în practică la modul serios. Și așa cum am spus, pe mine mă ajută foarte mult să scriu și melodii, pentru că combin muzica cu gândurile mele și din ceva care poate să pară urât, devine ceva frumos. Foarte frumos. Și ce provocări, ca să dăm și un pic mai pe emoțional, ce provocări simți tu că ai întâmpinat în ultimul timp? Care au fost cele mai grele încercări pe care le-ai avut și peste care simți că ai trecut? Și cumva ai să transmiți mai departe, nu știu, din învățăturile tale recente? Poate nu foarte multă lume va relaționa cu ce o să spun eu, însă eu sunt o persoană foarte agitată și chestia asta mă costă foarte mult și vreau să le fac pe toate și atunci și gândurile mele sunt la fel de agitate ca și mine și pentru că nu las să pară că sunt o persoană agitată, însă gândurile mele acolo tot timpul sunt în funcțiune și cred că asta am învățat și încerc să învăț în continuare că nu orice gând este
capătul lumii și orice se poate rezolva și până la urmă sunt doar gânduri și eu le controlez pe ele și nu ele mă controlează pe mine, pentru că asta este cel mai important și încerc să învăț cât mai multe despre mine și despre felul în care gândesc și încerc să mai pun și câteodată stop la ceea ce fac și să mă relaxez și să mă concentrez pe mine. Și apropo de încercare versus greșeală, revenind un pic la subiectul ăla, dar cred că este tot apropo de o atitudine demnă de transmis. Care a fost o greșeală pe care ai simțit că ai făcut-o pe moment, dar după aia ți-ai dat seama că a fost doar o încercare? Dacă simți vreodată că ai greșit cu ceva și ai regretat și poate o perioadă ai fi zis, ah, vreau să mă întorc în timp, aș fi vrut să pot să mă întorc în timp să nu mai fac asta și poate după aia te-ai liniștit după ceva timp și ai zis, a fost doar o încercare și tot răul spre bine. Acum chiar nu-mi vine nimic în minte și atunci când pățesc așa, încerc să repar acest lucru și de obicei mi se întâmplă asta când trebuie să iau o decizie și apoi regret că nu am luat-o sau că am luat-o și până la urmă nu mai avem ce să schimbăm, nu mai avem cum să schimbăm ce s-a întâmplat în trecutul nostru și încerc să mă agăț de acest gând că a trecut și eu trebuie să trăiesc în prezent. Nu știu exact la ce să mă gândesc acum. Poate în legătură cu profilul pe care l-am ales la început, în clasa noua, mă gândeam că poate n-ar fi trebuit. Eu sunt pe filologie și cumva filologia este puțin marginalizată față de restul materiilor, pentru că față de restul profilelor, pentru că noi suntem așa mai aerieni, dacă aș putea spune așa. Mai artiști. Mai artiști, da. Și uneori mă simt marginalizată. De către cine? Poate de către alți copii de pe de celelalte. De către prieteni sau profesori? Nu simți că nu, profesorii nu neapărat, pentru că avem profesori diferiți, dar față de cei care sunt pe celelalte profile, simt că sunt cumva superiori. Da, am da, înțeles. Da. Și tocmai de asta am încercat să fac cât mai multe lucruri ca să arăt că pot. Și uneori poate te-ai obosit prea tare. M-am obosit și prea tare, dar cred că s-a meritat. Și a fost doar un gând, acum nu regret nicio secundă, pentru că până la urmă trebuie să aleg ceea ce îmi place și să fac ceea ce îmi place. Și mie asta îmi place să scriu, îmi place să citesc. Ar fi fost și culmea să mă chinui 4 ani de liceu și să nu simt că mă reprezintă locul în care mă aflu. Și odată cu timpul au trecut și aceste vorbe din partea celorlalți, pentru că și copiii la liceu sunt mai maturi decât cei din generală și nu mai pun atât accentul pe a judeca omul. Eu așa văd lucrurile, cel puțin în cazul meu. Copiii nu mai judecă atât de mult odată cu maturizarea și a trecut și acest lucru. Crezi că e o chestie de maturizare sau cumva cresc și generațiile? Că apropo de spectacolul la care te-am văzut de curând la ultima premieră și la dezbaterile cu publicul, spunea psihiatrul specializat pe pediatrie, că generațiile actuale au devenit mult mai empatici. Adică, pe de o parte, ne luptăm foarte mult cu depresie și cu anxietate, dar pe de altă parte sunt mult mai empatici. Toate rețelele astea sociale au un mare dezavantaj, că se înlătură latura socială, dar în același timp au și un mare avantaj că ai acces la multă informație și poți să devii mai empatic. Da, eu cred că înainte, de exemplu, generația părinților mei nu a avut ocazia să-și exprime neapărat emoțiile și poate și dacă simțeau ceva, interiorizau și se gândeau că nu trebuie să fie așa, pentru că nu discutau nici cu părinților, nici nu exista posibilitatea să discuți cu un specialist și cred că de asta noi suntem și mai empatici și suntem mult mai deschiși. Cred că acesta este răspunsul, suntem mult mai deschiși și cu oamenii din jurul nostru și cu adulții, poate. Sper că toți adolescenții încearcă să fie mai deschiși și cu adulții, pentru că e foarte important. Cum crezi tu, asta acum mi-a venit, cum crezi tu că vă văd pe voi generațiile mai în vârstă? Adică cum crezi că generația ta de adolescenți este văzută de către generațiile mai în vârstă, să zicem de generațiile părinților voștri sau profesorilor voștri? Cum crezi că vă văd ei?
cred că suntem văzuți poate într-un mod negativ câteodată, pentru că ne exteriorizăm prea mult și, adică eu nu cred că e prea mult, din punctul lor de vedere poate ne exteriorizăm prea mult și spunem ceea ce gândim, ceea ce pe vremea lor poate că nu se întâmpla, cel puțin la școală. Nu cred că toată lumea avea curajul să spună ceea ce gândește și nu avea posibilitatea să schimbe ceva. Noi, imediat dacă sesizăm o problemă, încercăm să o schimbăm. Discutăm între noi și apoi punem problema și persoanelor adulte și cred că ei ne văd într-un fel așa prea direct, dar eu cred că ăsta este un beneficiu, că avem ocazia să ne spunem părerea și putem să facem lucrul ăsta. Da, 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 tot timpul, în orice perioadă sunt, ah, tinerii de ziua de azi. Da, exact. O auzeam în continuu când eram adolescentă. Poate că așa vom fi și noi, poate că așa va fi și generația mea, cu tot siguranță. Mă gândesc la asta, mă gândesc, Doamne, când, deși, mă rog, eu nu sunt departe, mai am un pic și ajung și eu, nu, ca generația mamei mele, cum eram eu când eram eu adolescentă. Dar da, mă tot gândesc și încerc să previn ce pot face, cum mă pot ține cât mai deschisă față de generațiile actuale, ca să nu se creeze puntea asta, ca să se creeze de fapt puntea asta, să nu se lărgească distanța dintre generații. Adică ce ne-ai transmite nouă, dar tin să zic că hai totuși nu nouă, ci celor de vârstă ca mine. Așa să, cum... Să facem, da, 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 zi. Așa cum noi avem acum acces la toate informațiile posibile, așa au și adulții acces. Dacă vor să încerce să le acceseze, sau cel puțin eu, dacă voi fi părinte, când voi fi părinte, o să accesez toate informațiile necesare ca să pot să mă apropii de copilul meu. Dar te mai contează și sursa informației. Depinde că sunt oameni care citesc știri, dar depinde... Da, așa e. Nu mă refer neapărat la știri. Poate și tot așa, să apeleze la și la cărți de dezvoltare personală și de parenting și există foarte multe lucruri care îi pot ajuta și pe părinți, dar și la specialiști. Până la urmă există specialiști și care pot ajuta adulții care simt poate că nu se pot apropia de copilul lor. Eu încerc să mă apropii cât mai mult de părinții mei și dacă văd uneori că poate ei pe anumite subiecte nu sunt obișnuiți să discute cu mine, încerc să discut cât mai mult cu ei și... Vine mai mult dinspre tine sau dinspre ei? Câteodată vine mult și dinspre mine. Dinspre tine. Da, vine foarte mult dinspre mine. Dar știu că mulți adolescenți nu sunt așa și nu vor să discute ei și părinții vor să discute și cred că părinții ar putea să acceseze și cărți și... Este clar meritul și părinților tăi, adică sunt convinsă că tu te duci înspre ei și pentru că simți că ai înspre cine să te duci. Clar, și când eram mică, ei veneau înspre mine, clar, și asta mi-a arătat că au încredere în mine și atunci, bineînțeles că și eu mă duc înspre ei cu orice problemă aș avea și discut tot timpul cu părinții mei. Dar ei au încercat, au citit aceste cărți de care spui, adică au făcut un efort în plus sau a venit natural că din relația pe care o aveți și simți că cumva e organică? A venit și natural, dar eu cred că s-au și informat. Cel puțin tatăl meu a mai citit cărți legate de acest subiect și a venit și natural. Am avut foarte mare noroc cu părinții mei și le sunt recunoscătoare. Se spune că copilul își alege părinții, așa, într-un mod spiritual. Da. Revin un pic la cum te-am cunoscut eu. Că, după cum spuneam, nu mi-ești total străină și mă bucur într-un fel că avem ocazia să discutăm un pic privite. Că am rămas impresionată de disciplina pe care o ai. Te-am observat la repetiții și cumva erai foarte stăpână pe tine și erai cam omul de încredere acolo. Și voiam să învăț un pic cum ai dobândit această disciplină la o vârstă, iar fără să pară că sunt pe o treaptă de superioritate, dar e o vârstă fragedă, 17 ani, ești destul de tânără. Așa cum am spus, cumva de mic am încercat să pun suflet în ceea ce făceam atunci când îmi plăcea. Și cred că la teatru, mai ales, vine și pentru că îmi place foarte mult și îmi doresc să iasă totul așa cum trebuie. Și da, și părinții mei m-au învățat să fiu serioasă în tot ceea ce fac, dar cred că și școala a avut meritul ei în disciplina mea și din dorința aceasta de a fi tot timpul la școală așa cum trebuie, în regulă, cu lecțiile învățate și cu notele cât mai bune, cred că acest lucru m-a ajutat și în celelalte părți sau poate din fiecare parte a venit câte puțin și am fost ajutată așa tot de către mine cumva. Și cred că așa am reușit. Ce proporție fac în prezent, dar fac pentru viitor?
cam la tine, când faci ceva anume, când te simți motivată, când ai o ambiție anume, faci pentru că așa simți, pentru că trăiești prezentul sau pentru că într-un fel calculezi că va investi și în viitorul tău? Asta te întreb pentru că îmi dau seama că eu regret că nu aveam conștiința asta viitorului și poate n-am investit destul în mine când aveam timp. Acum, uitându-mă înapoi, simt că perioada liceului este o lungă perioadă în care aveam foarte mult timp și pe care nu am profitat de timpul ăla pe cât aș fi putut. Cred că tot timpul o să ni se pare că nu am profitat destul de timpul pe care l-am avut și eu, chiar dacă fac multe lucruri, câteodată tot mi se pare că nu fac destul. Deci cred că niciodată nu o să facem atât cât ne-am dorit. Și legat de întrebare, nu mă gândesc neapărat la viitorul îndepărtat, dar știu că ceea ce fac acum o să mă ajute în viitor. Și dacă scriu ceva, dacă scriu un articol, știu că nu mă va ajuta neapărat în mod sigur pe viitor, însă experiența știu că va conta când o să fiu mare. Dar nu pornești cu gândul. Nu pornesc cu... Da, exact. Să fac asta pentru că trebuie. Mă gândesc câteodată că trebuie să fac asta pentru că o să ajung mare și o să regret că n-am făcut-o. Am înțeles. De obicei mă mai gândesc și la asta. Am înțeles. Că mie, iar, sunt fascinată când văd tineri atât de hotărâți. Și că eu în liceu ziceam, să fac asta, să fac asta, hai că încerc asta totuși și parcă nimic nu se lega într-un final și am ajuns să-mi urmez visul, pentru că n-am avut curajul să o fac în clasa 11-a și tu acum ești a 11-a. Exact, așa era când oscilam dacă să fac arhitectură sau actorie și n-am avut curajul să merg pe actorie și a trebuit să amân acest vis până la 23-24 când mi-am făcut curaj să dau la facultate. Sunt fascinată când văd copii, mă rog, adolescenți tineri care știu ce vor. Nu știu dacă neapărat știu ce vreau. Știu ce-mi doresc, dar nu știu ce ar fi mai bine pentru. Știi ce nu vrei. Da, cred că asta e. Nu vreau nimic ce are legătură cu partea reală a lucrurilor. Eu trebuie să fiu capabilă să mă dezvolt și să fiu într-o mică măsură artistă în orice fac și în orice se poate. Și că vine vorba de Reșița. Ce crezi tu că are cel mai bun de oferit acest oraș? Pe lângă locația în care este amplasat orașul, care eu cred că are foarte multe beneficii și pentru tineri, pentru că avem unde să ieșim. În ultimul timp mă bucur că văd tot felul de lucruri din acestea culturale și activități pentru tineri și mi se pare un lucru foarte bun. Și avem oameni buni și oameni care sunt cu zâmbetul pe buze și fac ceea ce le place, cred, într-o oarecare măsură. Da, oamenii. Exact. Da. Îmi aduce așa un sentiment de liniște când mă gândesc la Reșița, bineînțeles, pentru că este orașul în care m-am născut, dar și pentru că are așa o stare, îmi dă așa o stare de liniște. Și eu când am venit prima dată în Reșița, acum, nu știu, acum câțiva ani, nu mai pot să nu-mi dau seama exact câți, dar știu că mă uitam la funicular și aveam așa un sentiment de măreție, de cât de multe lucruri bune se pot face aici și chiar se întâmplă lucruri bune, începând cu Radio Reșița, care chiar investește foarte mult în cultură și tot timpul răspunde pozitiv oricăror parteneriate. Evident și la teatru, dar acolo nu pot fi obiectivă, că sunt cu sufletul acolo mereu. Dar se întâmplă foarte multe lucruri bune și aș vrea ca, nu știu, dacă tinerii poate nu au acces la ele, că, nu știu, poate nu sunt îndeajuns de bine promovate, să putem să-i ajutăm acum să le spunem pe unde ar putea să meargă. Și, într-adevăr, și peisajele din jur. Noi când vin trupe în, știi, festivalul de teatru New Wave și când mai vin trupe străine și le mai arătăm un pic împrejurimile, rămân impresionați de cât de frumos e județul, cât de frumoase sunt împrejurimile. Da, sunt multe locuri foarte frumoase unde mergi așa de drag și sunt foarte aproape. Ăsta e un mare beneficiu, sunt foarte aproape de orașul nostru și legat de partea culturală, cu siguranță mai este de muncă și asta am spus și în cadrul discuției de la piesa de teatru. Am spus că
tinerii nu prea sunt deschiși spre activități culturale, pentru că nu au fost obișnuiți. Eu am avut noroc că mama tot timpul mă aducea la teatru de mică și de asta am așa o empatie foarte mare când vine vorba de spectacolele de teatru și vin întotdeauna. Și sunt mulți tineri care nu știu că e atât de fain la teatru. Tot timpul când aduceam prieteni de-ai mei pentru prima dată la un spectacol, rămâneau pur și simplu impresionați. Nu le venea să creadă că poate să fie atât de fain la teatru. Și tot timpul e fain la teatru. Doar că nu au avut ocazia să descopere acest lucru. Fiind mici, eram duși așa la spectacole de copii și crescând mai mari tot la spectacole pentru copii eram duși. Și atunci tinerii și persoanele de vârsta mea cred că la teatru găsești doar piese pentru copii mici sau piese care nu sunt interesante. Dar nu e deloc așa și ar fi fain să fie mult mai deschiși spre teatru. Nu este ușor să spargi niște mentalități învechite, să schimbi niște atitudini, dar cred că cu niște tineri ca tine și niște foarte multe locuri cu potențial, vorbesc atât de organizații, instituții și așa mai departe, se pot schimba lucrurile. Dacă nu mai ai nimic să ne mai spui, dacă e ceva așa o ultimă învățătură pe care ai vrea să ne transmiți atât adolescenților cât și celor mai în vârstă, de ce putem noi face pentru a fi mai fericiți? Cred că ar trebui să acordăm mai mult timp înțelegerii persoanelor din jurul nostru și să încercăm să nu mai judecăm atât de mult. Pentru că nu avem de unde să știm prin ce a trecut o persoană și cred că ăsta este un lucru foarte important, atât pentru tineri cât și pentru adulți. Să ne înțelegem reciproc. Mulțumim! Și eu mulțumesc mult! Mulțumim că ai fost alături de noi astăzi. Rămâne să ne vedem la teatru și de ce nu și peste tot pe unde am mai vorbit noi. Vă mulțumim și la revedere! La revedere!